Timp de 3 zile, la Universitatea din Craiova se desfășoară cea de-a 3-a ediție a Cupei Universității Craiova pentru Liceele Olteniei. Cupa Universității din Craiova pentru Liceele Olteniei este un proiect pe care l-am construit acum 3 ani de zile, împreună cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Am încercat să le arătăm viitorilor noștri studenți că la Universitatea din Craiova se face carte foarte bună, dar se face și sport. Încercăm prin acest proiect să aducem în campusurile universității un număr cât mai mare de elevi. Ei vor fi cazați în căminele universității, vor mânca la cantina universității, vor fi tot timpul în contact cu grupuri de studenți care se vor ocupa de fiecare echipă în parte, cu ajutorul Convenției Organizațiilor Studențești. Noi încercăm să creăm această punte între elevi și studenți, pentru că din experiența pe care am avut-o se creează legături mult mai strânse între studenți și elevi decât între cadre didactice și elevi. Sigur, vor vizita campusurile universității. Avem deja un program stabilit pentru acești copii, sunt în jur de 70 de elevi care vor participa la această acțiune. Proiectul Studenții noștri pot mai mult vizează stimularea creativității, dorința de implicare a studenților Universității din Craiova în derularea unor activități practice în vederea dezvoltării acestora atât pe plan personal cât și pe plan profesional. În plus, participarea la aceste activități are drept efect creșterea vizibilității oportunităților pentru studenți, promovarea voluntariatului și a unui stil de viață sănătos prin activități recreative. Studenții noștri pot mai mult este la a 4-a ediție, este un proiect care s-a realizat și se desfășoară la inițiativa studenților. Am spus la un moment dat cum a luat naștere, cum s-a născut acest proiect. În sala albastră a universității am avut o discuție acum 4 ani de zile cu reprezentanții studenților și ei au început fiecare să spună: noi de la facultatea de automatică, știți, facem niște roboți și ar fi bine să-i vadă toată lumea. Noi de la Facultatea de Științe putem face niște experiențe spectaculoase la chimie, ca să vadă comunitatea în care trăim cam ce facem noi în laboratoare. Așa s-a născut acest proiect, este un proiect extrem de important pentru Universitatea din Craiova. Denumirea i-a dat-o studenții, unul dintre studenți la acea întâlnire, ascultându-i pe ceilalți, a spus: da, da, să știți că noi putem face mai mult. Așa a apărut denumirea asta, Studenții noștri pot mai mult. Și pe an ce trece, acest proiect este din ce în ce mai vizibil și aduce o din ce în ce mai mare vizibilitate Universității din Craiova. Universitatea din Craiova își va deschide porțile săptămâna viitoare pentru a-și prezenta oferta educațională pentru anul universitar 2016-2017. În cadrul evenimentului tradițional intitulat Zilele Porților Deschise, cele 10 facultăți ale instituției academice vin în întâmpinarea absolvenților de liceu cu o ofertă variată care acoperă un spectru larg de domenii și specializări. E vorba de oferta educațională a Universității din Craiova, proiect care a ajuns la 14-a ediție. Nu se mai poate vorbi aici de tradiție, pentru că este deja 14-a ediție. Anul acesta o să prezentăm în holul central al Universității oferta educațională. Pot să vă spun că numărul de locuri de la licență este 2800 la buget, numărul de locuri de la masterat 1620. La fel cam ca și anul trecut, sunt diferențe foarte, foarte mici. Aceste locuri au fost împărțite pe facultăți în Consiliul de Administrație, conform legii, iar facultățile le-au distribuit pe domenii, astfel încât pe acele broșuri elevii vor putea să vadă fiecare facultate, la fiecare domeniu, numărul de locuri de la buget, numărul de locuri de la taxă și, bineînțeles, informații despre fiecare facultate în parte.